În acest an, pentru a doua oară de ziua de naștere a lui Mihai Eminescu, va fi marcată Ziua Națională a Culturii. Cu această ocazie, instituții de cultură din Moldova organizează o serie de evenimente. Reamintim că data de 15 ianuarie a fost declarată Ziua Națională a Culturii. Astfel, de Ziua Națională a Culturii vom avea un concert dedicat acestei zile și expoziții de carte, recitaluri de poezie în cinstea marelui poet Eminescu. Ce alte activități vor avea loc în regiunea de nord a țării, aflați în reportajul ce urmează. 15 ianuarie are o semnificație simbolică pentru țara noastră, pentru că e asociată cu nașterea lui Mihai Eminescu și pentru că vorbim limba marelui Eminescu. Un popor poate fi bogat doar prin valorile sale spirituale și culturale. Instituțiile de cultură din Glodeni și Râșcani pregătesc activități și manifestări ce vin să marcheze această zi. Pe parcursul zilelor săptămânii se vor desfășura acțiuni culturale, cât și expoziții de carte. Expoziții de carte consacrate marelui poet Mihai Eminescu și expoziții de carte consacrate anului Dumitru Matkovski 2014. Sunt invitați de către Biblioteca Publică Raională toți doritorii de a viziona aceste expoziții de carte, dar la data de 15 ianuarie 2014, la orele 12, este preconizat spectacolul consacrat Zilei Naționale a Culturii, care îi avem ca invitați de onoare și actorul de la Teatrul George Enescu, mult stimatul domnul Alexandru Sochircă. În spectacol vor participa formații artistice de amatori de la Casa Reana de Cultură, cât și invitați ne sunt toți angajații ce activează în domeniul culturii din Raion. Potrivit angajaților din Direcția Cultură a Raionului Râșcani, în acest an ei vor avea mai multe festivități organizate cu acest prilej. Printre invitați evenimentelor va fi și interpreta Victoria Lungu. Săptămâna care vine este încărcată cu diferite activități culturale, atât în domeniul bibliotecilor, muzeilor, școlilor de muzică, cât și a căminilor de cultură. Dacă m-aș referi la biblioteci, aș spune că aici merg un șir de serate tematice, serate literare, recitaluri de poezie, serate literar-muzicale. Școala de muzică va organiza o oră de romanță cu genericul Sara pe deal, iar școala de arte plastice va inaugura expoziția lucrărilor elevilor școlii cu o întrunire a tuturor lucrătorilor din domeniul culturii, care va fi alcătuită dintr-un program artistic, Eminescu, simbolul culturii naționale, și o totalizare de activitate de curs